cine știe, poate cei singuri și întâlnesc marea iubire. Păi să ne spună domnul Remus Ionescu ce ne-au pregătit astrele astăzi. Bună dimineața, vă ascultăm cu drag. Bună dimineața. O zi interesantă, plină cu de toate. Calcule și analize, acțiune și activitate, satisfacții sufletești. De ce? De la planetele care populează mai multe zodii acolo. Ne vin tot felul de influxuri. Iată ce anunță astrele pentru cele 12 zodii. Berbec. Gândire strategică. Veți prefera poate să nu vă mai grăbiți ca alte dăți, să faceți o analiză a evenimentelor recente și o listă a priorităților pentru perioada care urmează. Vă duc dorul, oameni dragi aflați departe de voi și nu sunteți străini de ideea de a ajunge la ei cât de curând. Taur. Mai multă lejeritate pentru voi față de zilele trecute, mai puțin stres pentru că s-au clarificat niște situații și știți ce urmează. Bune șanse să ajungă acum la voi banii care vi s-au promis sau pentru care ați negociat și ați căzut la o înțelegere. Gemeni. Vă bucurați de aprecieri din partea șefului sau a unui partener de afaceri, a celor cu care veniți în contact acum. Se poate să faceți echipă cu cineva pentru un obiectiv pe termen scurt, să iasă bine lucrurile și să închegați apoi o alianță, să colaborați mai des în continuare. Rac. Convorbiri interesante cu oameni de valoare. Poate cereți sfatul unui specialist și veți fi uimiți de bogăția informațiilor care vi se oferă acum. Un semn de viață și salutări din partea cuiva care vrea să vă liniștească. Are o perioadă mai aglomerată și poate că vă veți auzi mai rar. Leu. Se poate să intrați, spre bucuria și în beneficiul copilului vostru, într-o rezervă financiară care avea altă destinație. Poziți să aflați acum trucuri sau experiențe ale înaintașilor, cu ajutorul cărora veți face față cu succes perioadei mai reci, eventualelor răceli. Fecioară, consultări cu ființa iubită sau cu un partener de afaceri, pe tema unor cheltuieli sau investiții. Pare să fie vorba despre o sumă mai mare sau oricum despre un termen mai lung. Ar putea descoperi cineva cu surprindere o față umană, volubilă, glumeața voastră, hâtră chiar. Balanță. Se poate să rezolvați neașteptat de repede niște chestiuni birocratice și vă va rămâne destul timp pentru o tură prin magazine sau prin alte locuri de interes. Lecturi captivante pentru cei mai mici în zilele rămase până la începerea școlii. Descopere un autor, un personaj. Scorpion. Posibil să faceți niște comisioane cuiva odată cu drumurile voastre. Dați o mână de ajutor celor care au sărit și ei atunci când ați avut voi nevoie. Veți profita, se pare, de oferte, promoții sau reduceri la produse care de altfel au o valoare destul de mare. Săgetător. Ați fi magistral în rolul de gazdă. Se prea poate să răspundă cineva acum unei invitații ale voastre anterioare. Planuri mari pentru un vis al vostru pe care nu l-ați putut realiza până acum. De bun augur este și întâlnirea cu cineva care vă poate fi de un real folos. Capricorn. Pentru cei mai tineri, este o perioadă în care se accentuează dorința de independență, de realizare personală, pentru mutare într-o locuință proprie. Și poate că încă de pe acum meșteresc, repară, fac curățenie acolo unde doresc să-și întemeieze o familie. Vărsător. Bune șanse pentru un câștig financiar neașteptat în această perioadă. Ca de multe ori, sunteți pregătiți să fiți recunoscători celor care v-au fost într-un fel oarecare de folos. Vă faceți noi cunoștințe în aceste zile. Va veni și vremea când veți colabora, vă veți sprijini reciproc. Pești. Zile remarcabile pentru voi. Încep să reapară acele persoane de care vă era dor sau oameni de care depinde un urcuș profesional al vostru. Sau poate chiar voi vă luați acum inima în din și solicitați o audiență sau vă dați întâlnire cu colaboratori într-un cadru neoficial, dar elegant. Să avem o zi bună! Așa să fie, acum că v-am și auzit, cu siguranță ziua noastră va fi excelentă. Intrăm rapid și pe spainews.ro. Asta pentru că dacă l-ați ratat acum pe zeul astrelor, regăsiți pe cel mai tare site mondial al momentului, spainews.ro, cu horoscopul zilei pentru fiecare zodie în parte. Așadar, ce v-a rezervat ziua de 10 ianuarie? Intrați